Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Delia și Alex. După cum știți, zilele astea pe live-uri tot am vorbit despre porumbei, așa că astăzi m-am hotărât să fac un story frumos pentru voi despre un porumbel voiajor care a reușit să salveze 194 de soldați în primul război mondial. Nu știu dacă ați auzit de el. Haideți să vorbim și să facem un story frumos și sper că vă place acest story și rămâneți cu mine până la sfârșit. Hai să-i dăm drumul! Toată povestea noastră se întâmplă pe 3 octombrie, dragii mei, 1918, unde Divizia 77 a Statelor Unite ale Americii sunt într-o vale unde sunt înconjurați de germani și ei pierd practic convorbirea cu armata din jurul lor, cu armata lor, cum ar veni, și ei încep să rămână fără provizii, fără alimente, fără mâncare, fără arme, fără nimica, într-o vale unde erau înconjurați de nemți și pe de altă parte erau atacați de practic de americanii lor, unde ei au pierdut toată transmisia cu ei și nu mai puteau să iei legătura cu ei și nu mai puteau să le spune: bă, nu mai trageți noi că suntem de-ai voștri. Disperați, fiind peste 500 de soldați acolo, disperați încep deja să vorbească între ei cum poate să facă să iei legătura cu, practic, cu oamenii lor ca să nu mai tragă în ei, pentru că cel mai mult îi borbandau practic americanii, că nu mai puteau să vorbească cu ei și îi luau ca și cum ar fi fost germani și încercau să-i bombardeze și omora foarte mulți din ei. Și atunci ei s-au hotărât să trimită porumbei, pentru că aveau câțiva porumbei cu ei, să trimită porumbei ca să le spună la ea: bă, nu mai trageți noi că suntem de-a voștri și nu ne mai omorâți. Ei trimit un porumbel, nici n-apucă să se ridice din stufăriș, primul porumbel cu mesajul care l-au trimis ei. Porumbelul este omorât de armata germană, așa că ei se pun și vorbesc și mai trimit un porumbel și al doilea porumbel, numai ce pleacă și numai ce începe să zboară și este omorât de armata germană. Și atunci ei mai rămân cu un singur porumbel voiajor, care, zic, este singura noastră speranță, singura salvare, și hai să trimitem un porumbel voiajor. Și acest porumbel frumos voiajor se numea Kier Army, singurul lor porumbel care îl mai avuseră cu ei, și îi dă drumul la porumbel și înainte să-i dea drumul îi pune la piciorul stâng o capsulă mică cu un mesaj pentru practic tot armata lor care era în partea cealaltă și le spune: voi nu mai trageți noi că suntem aici și suntem de-a voștri și nu ne mai omorâți. Că pe ei bombardau, dar cel mai mult îi omora practic armata lor din cealaltă parte, că nu știau că ei sunt acolo, fiind o unitate mică, Divizia 77. Și dau drumul la porumbel, dau drumul la soldatul Kier Army. Porumbelul pleacă, iasă din stufăriș, nici n-apucă să zboare, că deja soldații germani trag în el și îl rănesc foarte tare și porumbelul cade la pământ. Atâta ambiție a avut acel porumbel ca să-și ajute proprii soldați, pentru că erau toți soldați și porumbelul făcea parte, dragii mei, din acea armată, ci era soldat. Așa multă voință și forță de luptă a avut acel porumbel, încât rănit, săracul de el s-a ridicat și a mers mai departe, a zburat practic mai departe, el ajungând să meargă în doar 25 de minute, să parcurgă o distanță de 40 de kilometri, vă dați seama ce înseamnă asta, de 40 de kilometri ca să ajungă la, în cealaltă parte, să zică practic, să transmită mesajul la cealaltă unitate unde erau americanii. Când ajunge la acea unitate, atunci americanii practic îl văd și rămân șocați și surprins de el, săracul porumbel, pentru că porumbelul din zbor pică direct la pământ și atunci îl vede că e practic rănit, avea o rană în piept, avea un picior care îi atârna sărăcuțul și era doar piciorul, stătea practic doar într-un tendon și era celălalt picior.
Și, practic, toate penele lui săracu erau acoperite cu sânge. Ei imediat se duc să-i ofere ajutorul porumbelului și atunci văd și mesajul, practic, care l-a trimis acest porumbel superb și care a încercat să-și ajute proprii camarazi, cum ar veni. Și ei, când au văzut mesajul, au rămas șocați pentru că nu se așteptau ca să fie totuși tot armata lor în cealaltă parte unde ei îi bombardaseră și divizia 77 nu putea să facă nimica pentru că erau într-o vale unde erau înconjurați de armata germană și pe de altă parte și practic armata lor îi bombarda. Atunci ei au oprit atacul și a reușit să mai salveze din toți soldați, de peste 500 de soldați care au fost acolo, au reușit să mai salveze 194 de soldați, care acești soldați practic au fost soldați de acest porumbel minunat, Kier Army, cum se numea porumbelul. Și după ce au făcut ei toate astea, când au văzut imediat porumbelul, să trecem un pic la porumbelul nostru minunat, când au văzut acest porumbel plin de sânge curând și toate alea, imediat l-au dus la centrul lor medical care l-aveau acolo și au început să-l opereze și să-l ajute să se facă bine pentru că era eroul lor. Și după ce l-au operat și toate astea, le-au pus imediat pe vapor și l-au trimis către Statele Unite ale Americii, unde practic se poate să-l salveze și să-i curme viața pentru că era practic eroul lor. Și l-au trimis acolo, un major avea grijă de el pe tot parcursul drumului, dar din păcate acest porumbel frumos și milionat nu mai a apucat să trăiască, deși ei s-au chinuit ca să-l opereze, să-l facă bine, nu a mai reușit ca să îl salveze. Și atunci ei, când au ajuns cu el în America, în Statele Unite ale Americii, acolo toți îl așteptau cu o fanfară mare militară și cu tot alaiul de armată și tot cum se face în armată, știți și voi, dragii mei, pentru că el era un erou național. Și atunci, după ce porumbelul nostru a murit, a fost decorat cu... a fost decorat de către francezi cu crucea cu frunze de stejar, pentru că am uitat să vă zic că erau pe teritoriul Franței, și americanii l-au decorat cu medalia de argint în onoarea soldatului Kier Army, care a fost un porumbel minunat și a fost, după moartea lui, era fost decorat și după moartea lui, fiind un erou național și a salvat practic 194 de soldați, el a devenit un erou pentru ei și a devenit, nu știu cum să vă zic, lauda lor. Și el, armata americană a Statelor Unite, ca semn de mulțumire, l-au decorat, cum v-am zis mai devreme, și l-au decorat și francezii. L-au pus într-un muzeu, l-au împăiat, după un timp l-au împăiat și l-au pus într-un muzeu unde puteți să-l găsiți și astăzi. În acel muzeu unde el practic a devenit o istorie și o mândrie pentru armata americană. Deci un porumbel voiajor, să tragem un pic concluzia, un porumbel voiajor care mulți nu punem seama pe ei și nu ne pasă de acest porumbel. Un simplu porumbel a reușit să salveze practic divizia 77, unde de peste 500 de oameni au mai rămas 194, care acest porumbel, Kier Army, fiind soldat, le-a salvat cu eroismul lui și cu devotamentul lui și cu ambiția lui de a ajunge acolo și de a salva camarazii lui, a putut să ajungă din, nu știu cum să zic, din puterile lui și din forțele lui, ultimele lui forțe, practic, a reușit să ajungă să salveze camarazii, când ceilalți doi porumbei dinaintea lui nu au reușit, nu au avut voința aia și tăria aia. Deci, da, tragem concluzia de acest clip, vreau să tragem și voi concluzia și sper că v-a plăcut storyul meu scurt care l-am făcut, pentru că nu vreau să vă rețin atâta. Dacă nu știați de acest porumbel Kier Army, care a salvat 194 de soldați,
Puteți să căutați, pentru că el face practic din parte din istoria noastră și mă gândesc că mulți n-a știut dintre voi despre acest porumbel minunat și mulți sunt sigură că a știut. Sper că v-a plăcut story meu. Dacă v-a plăcut story meu, lăsați-mi în comentarii ce părere ați avut și o să facem mai pe viitor și alte story-uri frumoase. Dar, sincer, pe mine această poveste a soldatului erou Kier Army chiar pe mine m-a fascinat și am rămas plăcut impresionată de această poveste și de acest erou care a avut atâta voință de a salva camarazii lui, încât a trecut și prin gloanțe și de gloanțe și de tot și practic a reușit să treacă de armata germană și de armata americană, care își bombarda practic armata ei. Și da, cam astea fiind spuse, sper că v-a plăcut story de astăzi. Nu uitați acolo comentariu și să-mi dați un like dacă vă place și noi ne vedem data viitoare pe live de seară sau nu știu când o să postăm acest clip. Sper că v-a plăcut scuta noastră provesioară. Ne vedem data viitoare. Vă salut cu respect, numai bine. V-am pupat, ciao, ciao.